Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Și eu nu trec? Adică e ceva ce n-ați înțeles sau nu am înțeles eu? Mai puțin un. Wow, păi în momentul ăsta cam începe să se îngroașe treaba, nene. E nasol. Mi-au rămas doar bucătarii profesioniști și Amalia. De la Cătălin mai este doar Rahela, iar la Florin, oho! 13 puncte. O notă foarte bună în seara asta. A luat farfuria cu pizza dolce și pizza grande bufala. Grande bufala e a mea, numai eu pot să fac grande bufala. Viva la pizza! Viva la pizza! Pizza mea preferată! Simplu, simplu, capitan. Pomodoro, sos de roșii. E simplu. Eu sunt regina pizzelor. Nu ne interesează. Că fac eu, că trec eu, că bărăbim, bam, și că Dumnezeu, și că... Testul! Îi povestești în bucătărie. Doamne, ce debit are! Doamne, ce debit are! Doamne, ce debit are! Mă undit eu, și că bărăbim, bam. Viva la pizza! Vă aștept! Bă, cât poate să vorbească, frățic. Era bine când vorbea cu Cătălina, acum vorbește cu mine și se adresează mie. Îi povestești în bucătărie. Ce ți-am zis eu, ultima pizza cu e? Nu mi-am dat seama, bravo. Ce ți-am zis eu, acum este ultima pizza, ce ai zis? Mă panichează, jur. Ia e, măi, ce bună. Du-te la ușa, papa, nu-te la ușa. Păi normal, că la ușa o aștepți. Eu prezentă-te-o. Cine bune? Cum să-i spun, mă? E baba. Babană? Ce Viva la pizza! Da, eu sunt cea mai tare care face pizza. Chiar dacă v-am făcut aceea cu ciocolată și m-ați depunctat cu un punct și m-a spus după Andrei, nu e nicio problemă. 13. Bravo, mă, bravo, mă. Bravo, Amalia. Eu sunt la grande regina de la pizza, da? Amalia e ca o fizică cu 9 vieți. Dacă e să pice, se ridică și merge mai departe. Dar viețile astea, să știi că nu țin cam mult. Mă aștept ca oricând. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.